Bine, v-am regăsit din nou live aici la Ziarul de Sănătate. Astăzi o ediție specială duplex Cluj-București. Avem un invitat special, domnul dr. Adrian Cătinan, medic primar, medicină internă și gastroenterologie. Bun venit, Adrian, la Ziarul de Sănătate! Bine v-am găsit și mulțumesc mult de invitație! Și noi mulțumim că ai acceptat invitația. Astăzi vom vorbi despre microbiom și imunitate, cum ne păstrăm organismul sănătos, puternic, mai ales în perioada aceasta în care avem o serie de inamici cu care trebuie să luptăm. Nu știu câți dintre noi știu că 80% din imunitatea pe care o avem, practic, se găsește la nivelul intestinului. De aceea este foarte important ca flora noastră intestinală să rămână sănătoasă, astfel încât să ne ajute. Și cred că nu greșesc, Adrian, în urmă cu niște ani părea așa de domeniul SF-ului ideea de microbiom. Nu știu câți dintre noi o cunoșteau. Iar astăzi, da, de aceea te-am invitat pe tine la Ziarul de Sănătate ca să ne explici care este legătura. Ținând cont că ai scris o carte foarte, foarte interesantă, Microbiomul intestinal, secretul sănătății, iată, scrisă de domnul dr. Adrian Cătinean. Și cele mai interesante răspunsuri, de fapt mesaje primite, vor fi răsplătite. Avem astăzi să vă oferim această carte ca premiu. Te ascultăm, Adrian. Da, mulțumesc încă o dată de invitație. Lucrurile legate de microbiom, să-i spunem microbiom, pentru că microbiotă, de exemplu, înseamnă totalitatea florei noastre intestinale. Microbiom înseamnă totalitatea bacteriilor, fungilor, virusurilor și întregul lor material genetic. Microbiomul a început să fie studiat după ce s-a terminat secvențializarea genomului uman în 2002, Craig Venter, și apoi proiectul Microbiomul intestinal sau microbiom uman a început în 2007, s-a terminat în 2012 și de atunci se tot împrăștie aceste noi informații despre ce se găsește în intestinele noastre. Un lucru foarte interesant, s-a crezut că noi avem câteva sute de mii de gene active. Din păcate nu avem decât 22 de mii de gene care codifică proteine. În schimb avem o microbiotă care are 2 milioane de gene care codifică proteine. Și propriu zis noi ne găsim în vârful lanțului trofic, deoarece știm să folosim genele din microbiomul intestinal ca să fabricăm tot felul de substanțe de care avem nevoie organismului. Prin combinație, de exemplu, o plantă de orez are 32.000 de gene active și un vierme de pământ are 48.000 de gene active. Deci noi suntem, propriu-zis, o cochilie sau, dacă vreți, o navă spațială care este condusă de o miriadă de multe, multe trilioane de bacterii care fabrică toate substanțele de care avem noi nevoie în toate procesele complexe celulare. Și dacă cred că am mai auzit nu de bacterii prietenoase și bacterii mai puțin prietenoase, dar iată că mai vorbim mai și de fungi, virusuri, deci avem astea mai... Astea toate fac parte din echipajul nostru, să știi. Din echipaj, da. Proiectul Microbiom Uman s-a terminat în 2012 și adevărat a studiat bacteriile în principal și sigur le-a clasificat pe nume, pe taxonomie și așa mai departe. Viromul, da, că se referă la virus, a început să fie studiat abia acum și se pare că avem cam 22-24 de infecții virale cronice. Dăm niște exemple: Epstein-Barr, citomegalvirus, poate lumea a auzit cel mai mult de herpes, da? Herpes este o infecție cronică care se manifestă atunci când nu mai este ținută în control de sistemul nostru imunitar. Sigur că încă mai sunt multe lucruri de făcut și de studiat, dar foarte multe explicații din fiziologia, deci felul în care funcționează organismul, fiziologia clasică,
pot să fie explicate acum prin funcțiile microbiotei intestinale. Ceea ce înainte, cum să zic, părea absolut incredibil. Că te-ai referit la sistemul imunitar, există două feluri de organe limfoide, organe limfoide primare, care fabrică celulele, limfocitele, toate celelalte, neutrofile, macrofage și așa, nu mai le număr toate elementele, timusul și măduva hematogenă. Dar aceste celule ajung în ganglionii limfatici mezenterici, care sunt atașați intestinului, și acolo au parte de dezvoltare, de diferențiere și de antrenament. Astfel încât, spre exemplu, la un copil nou născut, a cărui imunitate se bazează foarte mult pe imunitatea pe care o primește prin laptele matern, pe imunitatea mamei, da? Această microbiotă intestinală contribuie din plin la dezvoltarea sistemului imun al noului născut. Și procesul ăsta este foarte, foarte important în primele 6 luni de viață. Așa că, dacă ați văzut o imagine anterior de acestea două, este denumit în engleză GALT, da, țesut limfoid asociat intestinului, care se găsește în rădăcina intestinului, prin care acesta este prins de peretele abdominal. Acolo se întâmplă foarte, foarte multe procese, pentru că foarte multe bacterii, ai spus, care sunt patogene sau, mă rog, condiționat patogene, adică care sunt străine de echipajul nostru și vin din exterior și ajung în contact cu bariera intestinală, sunt luate de acolo, sunt duse, sunt prezentate mai departe și la nivelul ganglionilor limfatici sau plăcilor PR are loc acest proces de diferențiere a celulelor imunitare și de antrenament, pentru că sigur că noi suntem supuși la tot felul de elemente din mediu, noxe, bacterii, virusuri, știu eu. Exact, și asta vreau să te întreb, Adrian, ce poate dezechilibra acest echilibru de care noi vorbeam în flora intestinală? Pentru că atunci eu bănuiesc că apar problemele, nu? Și imunitatea are de suferit. Hai să vedem din ce cauze se pot produce dezechilibrele. Hai să-ți explic cum are de fapt loc și care e de fapt rolul acestei microbiote intestinale, pentru că până cu ocazia pandemiei acestea am studiat și eu multe lucruri și mi-am dat seama de rolul fundamental al microbiotei. Deci, sistemul nostru imunitar, chiar dacă nouă ni se pare că celulele sunt foarte mici și noi am avea foarte multe celule imunitare, nu poate să supravegheze o suprafață de 400 de metri pătrați cât însumează toată mucoasa pe care o avem în organism. Și aici ne referim la mucoasa digestivă, la mucoasa respiratorie, mucoasa din tractul genito-urinar și așa mai departe, da? Deci celulele noastre imunitare sunt prea puține, dar ele sunt în contact permanent cu microbiota intestinală, care este a noastră, care a crescut împreună cu noi și s-a dezvoltat împreună cu noi. Orice copil după vârsta de 3 ani are o microbiotă care este destul de stabilă până în jurul vârstei de 50 de ani, când începe să se degradeze, să nu mai fie atât de robustă, de diversă și așa mai departe. Și însăși celulele bacteriene din microbiota intestinală au un sistem de supraveghere, pentru că noi avem un paznic la 200.000 de bacterii care există pe suprafața mucoasei intestinale. Vă dați seama că dacă cele 200.000 de bacterii n-ar avea un sistem de supraveghere a cartierului și n-ar da alarma atunci când vine un intrus, un element patogen, un virus, cum este în cazul de față, de care ne temem toți, nu s-ar putea da alarma și celulele imunitare n-ar putea veni în prima fază a răspunsului imun,
ca să capteze acel element din exterior și să îl prezinte, să-l disece și să vadă sistemul imunitar ce trebuie să facă. Foarte interesant, deci, și modul în care povestește Adrian și îți mulțumim astfel încât să înțelegem cât mai bine. Și aș vrea să dăm exemple concrete. Contează ceea ce mâncăm? Contează faptul dacă luăm antibiotic sau nu? Pentru că în anumite situații ai nevoie de tratament cu antibiotic. Se pot produce dezechilibre la nivelul florei intestinale, bineînțeles, că despre asta vorbeam, sigur, și legătura automat cu sigur, imunitatea. Sigur, Simona. Absolut, foarte multe elemente din lumea modernă care este plină de poluare, de toxine, de supra-utilizarea antibioticelor, de foarte multe ori fără rost. Și pentru, mă rog, infecții virale, dar curațiunea că, mă rog, se ajunge la o suprapopulare bacteriană din cauza virusului și, mă rog, febra excede un anumit nivel și așa mai departe. Sunt N lucruri pe care colegii mei le iau în apărarea lor, da? Dar antibioticele sunt principalul disruptor, principalul factor care distruge microbiota. Trebuie să știi că, mă rog, antibioticele multă lume știe, nu? De la Fleming, cu ocazia celui de-al doilea război mondial, penicilina, dar începând de acolo au modificat foarte mult această microbiotă pe care noi o moștenim de la mamă, da? Deci pe linie maternă noi ar trebui să găsim bacterii 20 de generații în spatele nostru. Și până în 1945 lucrurile astea se întâmplau așa. Dar din 1945, cu expunerea la antibiotică mult, lucrurile se modifică în microbiota noastră, ceea ce ne face să avem din ce în ce mai multe boli și să fim mai puțin sănătoși și să avem un sistem imunitar mai puțin rezistent, da? Pe lângă antibiotice, stai puțin, Adrian, că ai spus ceva foarte, foarte interesant, că moștenim de la mamă toată această floră intestinală, microbiotă. Da. Deci da. Mama cu e condiția să ne naștem natural, nu să ne naștem prin cezariană. De să ne naștem natural și important am reținut și să fim... alăptăm bebelușul. Absolut, absolut. Și să fim alimentați la sân, pentru că într-un mililitru de lapte există cel puțin 2000 de colonii formatoare de bifidobacterii care se duc la nivelul intestinului, se dezvoltă acolo, se transformă în alte bacterii care sunt capabile să trăiască într-un mediu anaerob și, cum ți-am spus, să interacționeze cu sistemul imunitar care e proaspăt, e nou născut, e ca un disc din acela de vinilin pe care nu a fost încă scrisă simfonia. Asta e o metaforă pe care am folosit-o în cartea mea, da? Și depinde foarte mult de acel prim contact, eu cred că e foarte important, acel prim contact în a scrie, știu eu, o simfonie de tip Wagner, da, grav așa, sau știu eu, una mult mai melodioasă ca și una dintre simfoniile lui Mozart. Așa foarte că interesant. Depinde foarte mult de momentul nașterii și de transferul de microbiotă de la mamă la făt, pentru că și în timpul sarcinii are loc o specializare a microbiotei și în nivelul canalului vaginal, dar și la nivelul intestinului. Nu întâmplător, femeia în ultimul trimestru de sarcină ia în greutate. Lucrul ăsta s-a văzut că se datorează microbiotei intestinale și mai puțin hormonilor și celorlalte lucruri. Și eu când am aflat Adrian, lucrurile astea pentru prima oară am fost surprins. Foarte interesant tot ce spui. Și uite, au sosit și foarte multe mesaje și vreau să profit de ce ne scrie Ana Maria Marcu. Te salutăm, Ana, și îți mulțumim că ești alături de noi. Și uite, și ne noi. Întreabă dacă nașterea se produce prin cezariană, atunci copilul nu mai moștenește tot ce spui de la mamă, microbiota? În diversitatea originală, așa cum am fost noi concepuți, nu? Nu. Răspunsul este nu, dar există surogate. Există deja multe articole științifice în care s-au folosit meșe introduse la nivelul canalului vaginal și atunci copilul, când este scos prin operația de cezariană, este șters cu acea
meșă și impregnat cu acea microbiotă vaginală care am spus că este foarte, foarte importantă. Dar aha, și să practic se dorește același efect ca la nașterea pe cale naturală. Exact, se improvizează exact, acest lucru. Exact, dar îți dai seama ce tragic, ce tragedie este atunci când copilul se naște prin cezariană și mai departe este alimentat cu formulă, nici măcar cu lapte de mamă, pentru că sunt multe situații în care femeile nu au secreție lactată. Am înțeles. Deci iată cât de important este totuși și primul lăptic, colostrul, și câteva picături de lapte, că atunci când vin bebelușul să beneficieze de ele, pentru că iată, startul acesta este foarte important. Astea sunt legate direct de exemplu, de alergii și de terenul atopic. Deci dacă deci un copil născut prin cezariană și nealimentat la sân are poate de 20 de ori mai multe șanse să fie alergic decât unul care e născut natural. Spuneam de expunerea la antibiotice, că trebuie făcută cu foarte multă judiciozitate și nu trebuie abuzat de antibiotice, pentru că haideți să vă spun o poveste interesantă, că toată lumea reține poveștile. Da, da? Și uite, Adrian, după ce ne spui povestea, să răspundem și mesajelor, pentru că sunt mulți care întreabă, uite, Nela Țigănuș, ce trebuie luat atunci când trebuie să administrezi antibiotic pentru a nu produce dezechilibrele. Și mai era la fel un mesaj, uite, disbioza intestinală la copii din cauza antibioticelor cauzează hipercolesterolemie, boli autoimune, ne întreabă Ionela Nițu. Deci hai să vă spun povestea cu antibioticele, da. să vezi ce relevantă îi. Undeva prin sfârșitul anilor 50 s-a făcut un experiment interesant pe șoareci de laborator și au vrut să vadă care este concentrația de vibrion holeric sau, mă rog, de germen care produce o boală diareică intestinală. De gen salmoneloză, nu era de vibrion holeric, era vorba de salmonela, care știi că dă infecții alimentare, toxinfecții alimentare. Și au ajuns la concluzia că 100.000 de germeni sunt necesari ca pe mililitru de apă pus în apă de băut ca să producă diareea la animalele de laborator. Bun. A doua zi au dat un antibiotic cu spectru larg, dacă nu mă înșel, tetraciclină, la vremea respectivă. Și apoi în următoarea zi au încercat să vadă care este doza care produce boală diareică. Și de la 100.000 s-a constatat că prezența a doar 3 germeni pe mililitru de apă pot produce boală diareică. Deci îți dai seama cât este de importantă microbiota care a fost distrusă de o doză de tetraciclină și nu a mai produs acel neighborhood watch, da? Acea element de supraveghere de cartier, ca să zic așa. Și atunci vine firesc întrebarea pe care ți-am citit-o mai devreme, da? Atunci când ești totuși nevoit să administrezi antibiotic pentru a trata anumite afecțiuni, ce trebuie să iei în paralel astfel încât să nu distrugi echilibrul acesta al florei intestinale? Să știi că lucrurile pot fi, cum să zic, compensate, dar nu total. Toată lumea e liniștită că dacă ia un probiotic, cum să zic, lucrurile se balancează, se echilibrează, dar nu-i tocmai așa. Pentru că antibioticul, în primul rând, modifică pH-ul intestinal, care e un parametru foarte important în reactorul ăsta al intestinelor, al mațelor, da? Și îl duce undeva de la 5,5, îl duce spre alcalin la 7-8, da? În alte condiții de pH se dezvoltă, în primul rând, alte bacterii, da? Și noi pierdem speciile cheie. Deci microbiota asta e o chestie foarte complexă. E mult mai complexă decât ne imaginăm noi, nu numai prin număr, care de 10 ori mai multe elemente decât avem noi celule în organism, dar prin faptul că are anumite specii cheie care sunt mai puține ca și număr, dar sunt un dirijor important al activității celorlalte. Și atunci noi pe acelea le pierdem.
și acelea este greu să le recuperăm și ne trebuie de obicei câteva luni. Sigur, există probiotice, eu lucrez cu probioticul ăsta care e în spatele meu, cu Megaspor Biotic. Eu cred foarte mult în probioticele sporulate. Cel mai important reprezentant, Bacillus subtilis, care este studiat de 60 de ani, pentru că acestea, în primul rând, supraviețuiesc pasajului gastrointestinal. Deci rezistă la sucul gastric, la biliar și așa mai departe și chiar ajung în intestin și pot să facă ordine acolo, pot să facă o poliție intestinală. Dar chiar și cu un probiotic eficient de tipul probioticilor sporulate, să știi că tratamentul trebuie să fie în jur de 2 luni ca să recuperezi flora undeva apropiat de ce a fost înainte de tratamentul antibiotic. Și asta ține mult și de vârstă, că la un om de 70 sau de 80 de ani lucrurile cu siguranță, flora mult mai greu. De acolo putem vorbi de 6 luni, de 9 luni. Bun, deci iată, deja am reținut atenție la administrarea de antibiotic. O facem doar când medicul o recomandă și în situații în care, într-adevăr, organismul are nevoie exact de acel antibiotic. Și nu, și de exemplu, nu acum, în perioada asta. Nu în perioada aceasta, spuneai, dar oricum administrat probioticul o perioadă mai lungă de timp, chiar dacă am terminat cu antibioticul, spuneai vreo 2 luni de zile. Absolut. Absolut. Nu știu câți dintre noi făceam lucrurile astea. Foarte puțin și foarte puțin medici indică să iei probiotic mai mult decât cura de antibiotic. Ceea ce este contraintuitiv din punctul meu de vedere. Spuneam că în perioada asta de infecții virale, că v-am dat exemplu ăsta cu bolile diareice induse la animalele de laborator. Este foarte riscant să iei, de exemplu, un antibiotic pentru, nu știu, că ți-ai făcut un implant dentar. Implanturile dentare se pot face și fără doza de antibiotic necesar. Sau dacă mai poți amâna implantul dentar, ar fi bine. Deci mă refeream la expunerea asta la antibiotic fără rost sau puțin motivată, care scade imunitatea mult și în fața infecțiilor virale. Da, și uite, aș vrea să-i răspundem Ionelei, care întreba dacă disbioza aceasta intestinală la copii din cauza antibioticelor cauzează hipercolesterolemie, boli autoimune, adică poți ajunge și la așa ceva? Cu siguranță, cu siguranță, da. Cu siguranță. Da. Generează disbioza, generează inflamație. Deci lucrurile astea merg mână în mână, pentru că este un fenomen care, mă rog, tradus direct din engleză ar fi vorbit peste gard, da? Un crosstalk între microbiotă, care este pe de o parte, și sistemul imunitar, care este de cealaltă parte a barierei intestinale. Dacă ai parte de dezechilibru în partea microbiotei, adică de disbioză, cu siguranță o să ai un dezechilibru sau o reactivitate afectată a sistemului imunitar. Bun, și o să discutăm în detaliu ce alte probleme mai apar, dar vreau să mai luăm mesaje, pentru că ai primit foarte, foarte multe și sunt și foarte mulți cei care ne urmăresc și mă bucur că, iată, avem succes astăzi cu acest subiect. Ne bucurăm, mulțumim! Iată, o salutăm pe Cami Șomoia, care spune bună ziua și felicitări pentru invitatul avut. Îți mulțumim, Cami! La fel o salutăm și pe Vasile Simo. Laura Crișan, iată, te întreabă în ce măsură deficiența de AO influențează imunitatea. De AO? Da, nu știu ce deficiență de AO. Laura, poate ne dai mai multe amănunte. Uite, Cristi Vedean spune felicitări, domnule doctor, și felicitări și pentru echipa pe care o ai, Adrian. Spune, zice că sunteți adevărați profesioniști. Nu știu, poate este un fost și eu salut pe domnul Vedean, da. E un fost pacient de-a meu care are niște rezultate grozave. Mă bucur că ne-a scris și iată că aceste cuvinte frumoase ajung la tine și la echipa ta. O salutăm și pe Ani Ani, care spune mulțumesc pentru aceste informații interesante. Îți mulțumim, Ani, că ne urmărești. O salutăm și pe Denis Alb, care spune felicitări. Mă bucur că ați abordat acest subiect, care nu este dezbătut suficient și extrem de important. Iată, uite, stai că am primit aici o precizare. Cred că DAO reprezenta deficiența de diamin oxidază.
Nu știu sigur dacă e așa, lasă că nu, așteptăm deci, să ne da, mai poate scrie nu. Dacă... Deci, poate să fie, poate să fie tratată și această deficiență prin reechilibrarea microbiotei intestinale, deci prin tratamentul disbiozei. Trebuie să rețineți că tratamentul disbiozei se face, acum sigur depinde de gradul lui, am spus lucrul ăsta. Dacă avem de a face cu o persoană tânără care a făcut o cură de antibiotică, de antibiotice scurte și care știu eu, n-are un profil alergic sau intoleranță alimentare sau știu eu alte lucruri, condiții de sănătate intestinală, poate că într-o lună lucrurile se rezolvă, dar dacă ai de a face cu intoleranță la histamină și așa mai departe, tot felul de alte condiții, inflamatorii, microscopice sau chiar macroscopice, boli inflamatorii intestinale, lucrurile astea pot să dureze chiar și ani în reechilibrarea florei intestinale. Și sigur, aici lucrurile sunt, sunt câteva principii clare pe care mergi pe tratament, dar sunt destul de laborioase și ai nevoie de o aderență hotărâta pacientului la planul de tratament și răbdare. Ce se strică în timp, se repară în timp. E unul dintre dictonurile după care eu mă conduc. Și asta știm că în general e mai ușor să distrugi ceva decât să construiești. Deci spuneai și răbdare. Absolut. Uite, Ionela te întreabă dacă dai consultații în online. Da, sigur, cum să nu. Bun, dacă ești de găsit în mediul online. Da, dacă caută numele meu, sigur găsește cum să ne contacteze. Iată, salutăm și pe Mirela Nica. Mirela are o întrebare extrem de interesantă. Dacă ai lucrat în mediu toxic sau într-o arhivă unde sunt tot felul de ciuperci, este posibil să ți se afecteze sistemul imunitar și mai ales flora intestinală? Cu siguranță. Și în filmulețul care a rulat la un moment dat, pe lângă stres, acești fungi, aceste micotoxine, da? Toxine de ciuperci, da? afectează cu siguranță microbiota și duc la ruperea barierei intestinale și la geneza acestui fenomen de intestin permeabil, care când am aflat acum vreo patru ani buni de el, mi s-a părut așa o poveste, adică cum să fie intestinul permeabil, adică celulele sunt legate una de alta. E, nu-i chiar așa. Deși, cum să zic, datele, primele studii serioase începând cu 2014-2015, am pus și eu un slide după ce se termină filmulețul, în care niște cercetători din Germania au studiat cu microscopie, deci s-au băgat cu endoscopul în intestin și cu ajutorul unui microscop confocal care vedea la nivelul celulelor. Acesta e slide-ul, aveți în față, da? Au arătat că pur și simplu celulele intestinale, atunci când dai un alergen alimentar, da, se distanțează unele față de celelalte, iar fluoresceina, o substanță de contrast care a fost injectată în submucoasă, iese la suprafață. Deci acest fenomen al intestinului permeabil la, de exemplu, la pacienții cu sindrom de intestin irritabil, cât se poate de real. Și are foarte multe date în literatură. Cine nu crede, mă rog, e părerea lui. Hai să vedem, uite, și Andreea Șerb are o întrebare interesantă. Dacă antibioticele naturale din diverse uleiuri esențiale sau chiar usturoi, nu, din câte știu, au același efect, efect negativ asupra florei intestinale. Nu. Cred că nu, tocmai asta nu. E diferența, că acționează tocmai, ca exact. Un antibiotic, dar fără efecte secundare. Să știi că penicilina este cea mai puțin toxică pentru microbiota intestinală, tocmai că ea e obținută dintr-un fung, da? Dintr-o ciupercă, față de antibioticele de sinteză și de antibioticele cu spectru foarte larg. De exemplu, clindamicina sau amoxicilina șterg de la prima doză 90% din floră. Sigur că flora se ascunde în tot felul de nișe și se reface imediat ce ai încetat cu tratamentul antibiotic, dar se reface dezechilibrat. Da, bun.
Să reținem aceste explicații. O salutăm și pe Elena Grigore, care ne mulțumește pentru aceste sfaturi și recomandări utile. Îți mulțumim, Elena, că ne urmărești. La fel, Zol spune felicitări pentru emisiune. O salutăm și pe Ștefania Rusti, care spune foarte interesantă emisiunea, unde se pot găsi probioticele cu care lucrează domnul doctor de care vorbea, cum se pot procura și dacă se pot utiliza și fără a fi administrat neapărat antibiotice. Adică bănuiesc că Ștefania întreabă așa, să iei preventiv. Sigur, absolut. Nu numai preventiv, ci ai nevoie să tratezi o disbioză. Tratamentul unei disbioze sau unui sindrom de intestin iritabil care are în spate o disbioză are nevoie de un probiotic eficient. Are nevoie câteodată și de un prebiotic și de anumite fibre. Dar momentul inserării în tratament a fibrelor trebuie făcut după o reparație cel puțin parțială a disbiozei, pentru că altfel nu le tolerezi, te balonezi, nu te simți bine și așa mai departe. Deci toleranța digestivă nu este întotdeauna la produse noi, ține de dezechilibrele pe care le ai. Bun, să nu intrăm multe în mănunte. De probiotic, vorbeam de probiotic, Adrian, eu vreau să spun și de colobiotic, este foarte, foarte Știu bun și foarte important, și de la Zenit, firma da, Zenit. Exact. Zenit și Zenit are și fibre. Și colobioticul acesta, exact, te las pe tine să spui. Nu, știam de produsul Colon Help, da? Care și Colon Help, exact, și are foarte multe fibre, da, exact. Eu întotdeauna recomand psyllium. Psyllium îmi place foarte mult, spre deosebire de fibrele din cereale care chiar stimulează constipația, duc la balonare. Dar asta vreau să spun că de multe ori e foarte dificil la pacienții care au disbioză și care au o condiție de dezechilibru a florei intestinale să intri direct cu aceste produse care sunt prebiotice, care dau de mâncare la bacteriile care le ai în intestin. Și dacă tu ai un dezechilibru acolo, aportul de mâncare pentru bacterii va putea genera destul de mult gaz. Așa că un regim alimentar, poate de tip FODMAP înainte, știu eu, alte intervenții, pot să gradual să te facă să poți introduce și aceste fibre care pe termen lung aduc beneficii indiscutabile. Bun, deci iată, am reținut într-adevăr și Colon Help-ul tot de la Zenit este. Și de colobiotic, sigur, începusem să spun, de el are 8 culturi probiotice, 2 bacili sporulați, despre care vorbeai și tu mai devreme. Da. 4 lactobacili și 2 bifidobacterii. În total, per capsulă, ai o concentrație de 20 de miliarde de culturi formatoare de colonii, pentru cei care sunt interesați. Bun, hai să mai vedem, Adrian, pentru că ai primit multe, multe mesaje. O să te rog răspunsuri un pic mai scurte, ca să apucăm să răspundem tuturor și nu să așa de elaborate. Și... Da, cum știi tu, astfel încât să înțelegem, dar ca să apucăm să răspundem tuturor și să terminăm și discuția noastră de astăzi, cu promisiunea că o să revii și altă dată să mai discutăm. Cu plăcere. Bun, hai să vedem, îți mulțumim. Uite, Doina Focșănanu ne întreabă ce se întâmplă cu flora noastră intestinală, cu microbiomul în cazul folosirii de laxative. Cu siguranță, da, depinde ce laxative. Simona, sunt laxative stimulante, Dulcolax, spre exemplu, care sigur dă adaptare și își pierde acțiunea în timp și pe care eu nu-l recomand mai niciodată. Dintre laxativele osmotice, bine să nu conțină acestea crușin și sena, nu, pentru că dau și dependență cumva și îți elimină și care modifică tot ceea ce modifică flora. Clar modifică flora și nu sunt o soluție pentru constipație. Chiar poate într-o emisiune viitoare ne alocăm timp și povestim despre constipație, pentru că acolo se produc niște fenomene foarte interesante și, mă rog, e multifactorială constipația, dar în principal este vorba de un dezechilibru al florei intestinale, pentru că flora intestinală guvernează funcționarea întregului tub digestiv, de la reflux, știu eu, producție de gaz, balonare și viteza de tranzit, care, mă rog,
poate să stagneze și atunci avem de a face cu constipație. Laxativele au un rost în tratament, dar nu trebuie abuzat și doar trebuie menținut, cum să zic, tranzitul ca să nu existe suprapopulare bacteriană. Eu așa le folosesc și folosesc laxativele osmotice de tip Laxit sau știu eu Forlax. Este un macrogol, este o substanță care nu se absorbe, deci un polietilen glicol care se combină cu apa și nu se absorbe prin mucoasa intestinală, astfel încât lasă suficientă apă în lumenul intestinului gros. În interiorul intestinului gros. Bun, uite, o salutăm și pe Alexandra Matei, care te întreabă: în cazul bolilor autoimune, ce trebuie făcut pentru a reechilibra flora intestinală și pentru a avea automat o imunitate bună? În primul rând, trebuie făcut un tratament de lungă durată cu probiotice sporulate. Eu am o experiență foarte bună în acest sens. Hai să dăm exemplu: numai tiroidită Hashimoto sau spondilită anchilozantă. Chiar acum fac un studiu pentru poliartrită reumatoidă, în care combin metotrexatul cu megasporbiotic. Și în afară de asta, trebuie, la fel de important este și regimul alimentar, pentru că microbiota noastră variază 40-50%, să știți că nu are o combinație fixă, și variază foarte mult în funcție de ce mâncăm. Deci noi, prin ceea ce mâncăm, divers, da, sănătos, cu alimente fermentate, cu multe fructe și legume, deci o diversitate, cu oleaginoase, da, și cu mai puțină mâncare procesată, care este extrem, extrem de toxică. Deci și versantul alimentar este la fel de important ca și, știu eu, preparatul probiotic pe care îl iei. Și sigur, mai pot să fie adăugate încă multe alte elemente. Uite, Vera ne întreabă dacă iaurtul poate fi considerat un probiotic. Și din câte știu, iaurtul poate fi considerat un prebiotic. Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar bacteriile care sunt în iaurt nu supraviețuiesc pasajului gastrointestinal. Deci ce luăm noi de acolo sunt acizii organici care sunt dezvoltați în procesul de fermentație. Ăia ne ajută la flora noastră intestinală și nu bacteriile, știu eu, cu care îmbogățit iaurtul sau care se dezvoltă în iaurt. Dar oricum ar trebui consumat periodic, nu ca să fie eficient și pe post de prebiotic, ce spuneai, că dacă mănânci un iaurt o dată pe săptămână... Acum depinde de toleranța la lactate. Sunt anumite persoane care nu au toleranță la lactate. Sigur că iaurtul, care e un produs fermentat, are mai puțină lactoză, dar zahar, da, în sine. Și sigur, ceea ce faci în fiecare zi poate să ducă la sănătate sau poate să-ți ruineze viața. Corect, că dacă mănânci junk, se spune gândești junk și ești junk. Da, adică, corect. Dacă mănânci dulciuri, gunoi, dacă mănânci în fiecare zi carbohidrați, dacă în fiecare zi mănânci covrigi sau patiserie, lucrurile n-au cum să stea bine atunci când ai o boală autoimună. Și cred că, în general, sfaturile erau valabile pentru un stil de viață sănătos. Sigur că o salutăm și pe Ana Maria Marcu. Ana ne mulțumește pentru răspuns și adaugă: mă bucur mult că există medici care prezintă și efectele negative ale antibioticelor și care explică așa cum o face domnul doctor. Și îmi spune să repet probioticul recomandat și de la ce vârstă se poate administra, dacă era vorba de colobiotic, peste 6 ani. Cel puțin aceasta este indicația producătorului și oricum detalii găsiți. Dacă intrați pe zenit.ro, scris cu Y și cu TH, găsiți acolo detalii și puteți comanda direct produsul. Megasporul se poate administra de la 3 luni, de la 3 luni de zile, și eu am rezultate foarte bune pe, de exemplu, pe boală de reflux la sugar. Din păcate, așa cum am prezentat în prima parte a emisiunii, refluxul gastroesofagian este rezultatul nașterii prin cezariană, să știi, și a unei flore care nu e formată corect. Da. Uite, Florian, ce spune: că ești cel mai bun, a fost la tine și ai dat cel mai bun tratament. Îl recomand pe domnul doctor cu mare încredere. Îți mulțumim, Florian. Îi mulțumesc, Florian, și eu. Ne măgulește experiența avută. Uite, Valeria
Spune că soțul are diabet tip 2 cu insulină, dar are și constipație cronică. A făcut colonoscopia, au ieșit polip colonici, de 2 luni are dureri mari, ce mă sfătuiți să-i dau, mă refer la probiotic. Acum, nu știu ce indicație. Eu sigur că i-aș recomanda megasporbiotică. Cu asta lucrez toată ziua. Am făcut studii publicate în reviste importante, cum ar fi Nutrients, și cu care am rezultate foarte bune în sindromul metabolic, pentru că s-a dovedit într-un studiu publicat în 2017 că acești probiotice spori reduc ceea ce se cheamă endotoxemia metabolică. Endotoxemia metabolică este principalul driver în sindromul metabolic. El duce la inflamație, el duce la diabet zaharat, la scăderea rezistenței, la creșterea rezistenței la insulină, da? Și periferică și centrală. Sunt multe de discutat, am zis noi că poate facem o emisiune. Da, și mai ales că sunt și niște polipi de care vorbește Valeria, poate că ar fi bine să te consulte direct în online ca sigur, să povestiți mai mult. Polipii sunt extrași și acolo este vorba de a preveni cancerul de colon, dar este mai puțin despre funcționare. Cu siguranță durerile pe care le resimte soțul ei nu sunt legate de existența acestor polipi. Să fie liniștită. Bun. Da, dar zic pentru detalii legate de tratament, adică n-aș vrea să dai consultație și prin intermediul camerei. Da. Asta zic în privat, în online. tu mi le citești, eu răspund. Tu poți să mă oprești. Da, oricând. Corect. Corect. Uite, și Lorena Tămășoi spune că ne îmbrățișează cu drag și te salută în mod special, Adrian. Îți mulțumim, Lorena, că ne urmărești. La fel, Cristina Ursachi te salută. Carmen Albu spune că ne urmărește cu drag și ar vrea să știe, a luat antibiotic în ultima perioadă pentru că a avut o sinuzită cronică și cum poate să se refacă după unul dintre principalele motive pentru care se abuzează de antibiotic e sinuzita. Să știi că se poate apela și la alte lucruri legate de sare, de știu eu, anumite instilări nazale, sare de mare și așa mai departe, dar din păcate la mulți oreliști le plac antibioticele foarte mult. Sigur că o cură cu megasporbiotic, eu recomand după un asemenea tratament antibiotic o cură de 3 luni, poate să rezolve anumite probleme, dar nu este singurul remediu. Trebuie văzut și ce mănâncă pacienta respectivă și ce alte probleme mai sunt de tub digestiv. Da. Uite, Chris Mindrila te întreabă dacă probioticele se pot administra în caz de transplant. Dacă se pot administra în caz de transplant. Acum, mă rog, era o atenționare referitoare la enterol, unde chiar a fost un episod raportat nepotrivit. În principiu, da. În principiu, de ce nu? Trebuie să reținem că probioticele nu infectează, nu trec de bariera intestinală. Acum, condiția unui om transplantat este absolut specială. Acolo sunt multe medicamente care scad imunitatea, da? Și sigur că răspunsul este da, dar trebuie nuanțat. Trebuie văzut starea pacientului, trebuie consultat de către un medic și văzut dacă se poate sau nu. Dar teoretic nu există contraindicații. Îl salutăm și pe Vasile Cristinel, care te întreabă cum tratează stafilococul. Are în gât, spune că se văd acele mucozități, nu pe amigdale, nas înfundat, și te întreabă pentru un băiat de 16 ani. Stafilococul e mai mult pe piele. Probabil că e streptococ. Streptococul, exact, da. Bun. Așa deci dacă streptococul este de tip beta-hemolitic, există o schemă cu penicilină V, eu cu asta aș trata-o, ca să fie cât mai friendly, da, prietenoasă cu flora microbiană. Și în același timp aș lua și un probiotic. Dar streptococul beta-hemolitic trebuie tratat pentru că poate să se lase cu suferință articulară sau știu eu alte lucruri. Deci există, care sunt indicații clare de tratament antibiotic, nu le discutăm. Astea eu spun de exagerări. De abuz, exact.
De abuz, exact. Uite, Mirela Nica ne revine și spune că ne mulțumește pentru răspuns și că ne dorește să realizăm cât mai multe emisiuni interesante ca aceasta. Sunt subiecte neatinse, cu sfaturi foarte interesante. Și că poate poți da anumite scheme de tratament naturiste. Asta în funcție de afecțiune Mirela și de fiecare problemă. De fiecăruia. Asta spuneam. Da. Exact. Bine ar fi să te sfătuiești direct cu domnul doctor Adrian Cătinean. Mai ales că domnul doctor a spus că poate să dea, mai ales în această perioadă în care este mai ciudat, așa, în ziua de pentru astăzi, toți, consultații să știi online. Că consultațiile online sunt un lucru foarte popular și răspândit și pot să asigur o calitate foarte bună. Eu lucrez cu un nutriționist, lucrăm amândoi. Sigur că pacienții îți trimit toate analizele, toate examinările pe care le-au făcut, dacă tu consideri că nu sunt suficiente, îi rog să mai facă, dar modalitatea asta e bună. Bun. Hai să vedem. O salutăm pe Ionela Nițu, care spune că în suprapopularea bacteriană a intestinului subțire se dau probiotice. Da, se dau probiotice, da. Sigur, și se dau și antibiotice naturale și se dă și dieta FODMAP. Să știi că SIBO este foarte răspândit și nerecunoscut. Bun. Elena te întreabă ce poți face în Clostridium difficile, cum poți trata? Clostridium difficile are niște scheme clare de tratament, fie că este cu metronidazol în primă intenție și nu cu vancomicină, cum am auzit că multe clinici de infecțioase dau. Problema este de recidivă a infecției cu Clostridium și dacă citiți cartea mea, am o poveste foarte interesantă cu Clostridium difficile și o analogie cu un om îmbrăcat în scafandru în capitolul 5 pe care l-am scris cu o bună prietenă de-a mea, farmacologă Maria Neag. Și acolo am spus că dacă flora este puțin diversă și vine un antibiotic care șterge un val mare, care șterge, îi neacă pe toți oamenii de pe plajă, dar supraviețuiește numai tipul ciudat în costum de scafandru care este Clostridium difficile. După care el începe să se dezbrace la fundul gol și își face de cap pe o bucă cu toxina A și pe cealaltă cu toxina B. Și singurul mod de a-l ține în frâu pe acest ciudat este să aduci niște autocare cu turiști. Ce înseamnă autocarele cu turiști? Înseamnă altă floră și asta înseamnă transplantul de materii fecale. Deci spuneam că da, primul episod se tratează de obicei, acum sigur depinde la cine apare, diverse particularități, dacă omul are 83 de ani sau dacă are 43 de ani, da? Dar este cu siguranță se dezvoltă infecția cu Clostridium pe o floră puțin diversă, slabă, da? Și spuneam că principala problemă nu e tratamentul la primul episod, ci este recidiva. Pentru că după tratamentul antibiotic noi trebuie să îmbogățim flora și să o diversificăm. Și sigur, asta poți să o faci, uite, cu Megaspor Biotic, eu am câteva zeci de cazuri de Clostridium tratate, nu în sensul tratamentului episodului acut, ci prevenirii recidivei. Pentru că foarte mulți pacienți ajung la transplantul de materii fecale, care este aprobat și este indicat și este de multe ori salvator de viață. Foarte interesant. Poate discutăm într-o altă emisiune, Adrian, pentru că iată, sunt multe probleme ce pot apărea, da, în momentul în care ai dezechilibrul la nivelul florei intestinale, da? Noi astăzi am vorbit în mod special de imunitate, dar deja am înțeles constipație, chiar și kilograme în plus. Absolut. Multe probleme pot apărea și te las pe tine să continui. Hipocrat spunea cu 2500 de ani că toate bolile încep din intestin. Nu știu cum a ajuns el la concluzia asta, probabil că cunoașterea ezoterică i-a spus. Dar noi acum, după 2500 de ani, închidem cerc prin cunoașterea materială și ajungem tot acolo. Și spunem că disbioza și intestinul permeabil sunt la baza foarte multor entități patologice, boli,
de care suferim, din păcate, din ce în ce mai mult. Da. Uite, Doina Focșăneanu spune că sunt multe lucruri pe care le-a aflat acum și pe care nu aveam de unde să le aflăm și ne mulțumește. Îți mulțumim și noi, Doina, că ne urmărești. Andreea Dițoiu te salută și îți mulțumește din suflet pentru cel mai bun tratament pe care îl ai recomandat și spune: cel mai bun medic recomand cu căldură. Să știi, Adrian, că n-am apucat să răspundem tuturor mesajelor. Poate îmi promiți că vei intra cumva și o să mai ții tu legătura cu cei care ne urmăresc și le vei răspunde. Ar fi extrem de interesant. Sigur. Vă reamintesc că cea mai interesantă întrebare va fi premiată, da? Colegii mei vor alege câștigătorul și veți primi ca premiu această carte interesantă a domnului dr. Adrian Cătinean, cartea Microbiomul intestinal, secretul sănătății. Și îți mulțumesc, Adrian, că astăzi ai oferit acest premiu și sfaturile acestea extraordinare pe care le-ai dat. Suntem pe final de emisiune, dacă ar fi să tragem o concluzie, deci trebuie să reținem că este important să avem flora intestinală în echilibru. Atenție la stil de viață, la ce tratamente urmăm, la ce mâncăm, astfel încât să nu dezechilibrăm la stres, ceea ce la avem. Stres, la stres, felul în care dormim. Să mâncăm cât mai divers, nu unilateral, să, sigur, fructe și legume de toate culorile, să ne expunem cât mai puțin la noxe, să nu abuzăm de tot ce înseamnă dezinfectanți, din păcate în ziua de astăzi abuzăm și selecționăm bacterii care sunt patogene, să știi. Da. Poate discutăm, cu siguranță că o să mai discutăm, pentru că astăzi n-avem cum să le cuprindem pe toate. Spuneam încă de la începutul emisiunii că ne axăm pe legătura aceasta dintre intestin și imunitate, da. Uite, Florian te întreabă care este cel mai bun antibiotic naturist. Tot a trimis mai multe mesaje. Hai să acum depinde la ce adresă mă uit. De exemplu, eu am o experiență foarte bună cu uleiul de oregano. Se cheamă SIBO, în suprapopularea bacteriană a intestinului subțire. Și îl consider foarte bun, dar trebuie folosit limitat și judicios. Bun. Mulțumim și pentru acest sfat și îmi cer scuze că astăzi n-am apucat să răspundem tuturor mesajelor. Adrian, îmi promiți că mă ajuți și atunci când ai timp, măcar... Bun, să intrăm în contact direct cu cei care ne-au urmărit, cărora le mulțumim că au fost astăzi alături de noi. Îți mulțumesc ție în mod special, Adrian, pentru că ne-ai oferit informații prețioase și cu promisiunea că vei reveni cumva, de ce nu fie așa duplex, fie chiar în studio aici la noi la Ziarul de Sănătate. Eu când lucrurile sunt la voi mai și să vă revăd în persoană, pentru că e o situație mult mai bună din punct de vedere al pandemiei și a te ne înconjoară. Sănătate multă îți doresc din suflet. Mulțumesc încă o dată pentru sfaturi. Vă mulțumesc vouă că ne-ați urmărit și astăzi. Mulțumesc. Și până data viitoare aveți grijă de voi. Mulțumim, să-i mulțumim domnului dr. Adrian Cătinean, medic primar, medicină internă și gastroenterologie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, că ne-ați bombardat cu atâtea mesaje și întrebări interesante. Până data viitoare aveți grijă de voi, rămâneți sănătoși, voioși, ne revedem curând aici la Ziarul de Sănătate. Numai bine!